Domn primar, o secțiune suplimentară colovială, aș putea spune. Domn primar, ați adus aminte de fotbal și în acest weekend recepe campionatul Ligii 1. Întrebarea de la devoratorii de jocuri, că avem luni primul meci acasă cu adversarii din Mediaș, dacă despre joc, dacă credeți că echipa alb-violetă va arde cu folos sau nu gaz metanul. Eu sper că o va face cu folos. Sper să avem un start bun. Noi avem o echipă frumoasă, o echipă care a avut o prestație onorabilă până la luarea vacanței de iarnă și sper ca vacanța să fi fost de bun augur și să ne vedem jucători, să vedem echipa pregătită pentru meciurile care au rămas. Îmi doresc foarte, foarte mult să ne salvăm de la retrogradare, pentru că merităm asta. Este o echipă atât de frumoasă cum mai rar s-a întâmplat să existe. Chiar joacă și un fotbal spectaculos și dacă ne uităm la ce rezultate a obținut această echipă cu echipele de top, începând cu Viitorul, continuând cu Steaua, cu Craiova, Gaz Metan Media, CFR Cluj, Dinamo, Astra, echipa noastră a obținut rezultate foarte onorabile. Din păcate am plecat la drum cu acea penalizare de 14 puncte și sigur că efortul de salvare de la retrogradare e unul mare, dar sunt optimist. Fac apel, dacă tot ați adus vorba, la cei cu bani, societăți comerciale, în primul rând, să sprijine această echipă frumoasă a Timișoarei, a Timișului, a Banatului, echipă curată, echipă în care nu există interese personale ale nimănui, pentru că ea funcționează numai cu banii de la televiziune, respectiv obținuți din sponsorizare sau publicitate, din 2015. Și dacă nu e sprijinită, evident că nu poate face față. Le mulțumesc toate tuturor celor care au pus umărul până acum, dar având mii de societăți comerciale, 1800 au fost pe podium la topul firmelor și cu o sumă mică, de la fiecare 1000 de euro pe an, sumă neglijabilă, de fiecare companie, echipa ar zbârni, ar avea toate condițiile să aibă o prestație bună, având liniște în ceea ce privește acoperirea cheltuielor de funcționare. Pentru că s-a adus în discuție chestia asta de poli. Am înțeles că a circulat pe Facebook o jurnalistă din Timișoara de pe sport, asta. Nu a mai fost primită sau nu mai este primită la... I s-a transmis că nu va mai avea voie să participe la conferințe de presă și... Acțiunile echipei pentru organizate că de club. Cum nu scrie frumos de club și își exprimă părerile pe Facebook. Exact asta i s-a reproșat, că are păreri, ce critică responsabilul clubului pe rețelele de socializare. Nu știu despre asta, o să vorbesc. Sigur, clubul este autonom, dar... Dar nu-i finanțat din bani publici, domnul Cruțin. Nu, niciun leu. Păi a fost. În 2015, sigur. Din păcate nu este finanțat, că fi fost finanțat în continuare, făceam performanță. Nu ne mândrim noi timișoreni și nu ne bucurăm când echipa noastră de basket, care era pe cale de desființare după ce a fost Curtea de Conturi în control la noi, iată, a bătut pe Steaua, a bătut echipa campioană a României și face cinste orașului. Da? Nu ne-am bucurat noi și nu ne-am mândrit când echipa de handbal, care era pe cale de desfințare datorită sprijinului primăriei, a ajuns să joace în EHF. Nu ne bucurăm și ne mândrim noi când echipa noastră de rugby, dacă vreți, a jucat în competiții de cel mai înalt nivel, chiar dacă acolo, sigur, diferența este foarte mare între cei consacrați ca performeri ai sportului și noi, dar am intrat în acea lume bună. Lumea poate nici nu știe. Toate aceste trei echipe, și rugby-ul, și basketul, și handbalul, sunt susținute, în primul rând, de primăria Timișoara. La fel ar fi fost susținut și fotbalul dacă am fi fost lăsați. Și aici, știți că am făcut o propunere de modificare a legislației. Simplă, clară, ca să mai conducă la probleme. Lasă autoritatea publică locală, care are un consiliu local, foarte deliberativ,
format din reprezentanții cetățenilor, că n-a ajuns nimeni acolo fără votul cetățenilor, să decidă dacă finanțează sportul sau nu. Și apoi ocupă-te doar să urmărești dacă banii care se dau sunt folosiți corect, cinstit, legal pentru sport. Nu se înfruntă altcineva din ei. Asta așa trebuie să stea lucrurile. În fine, nu ne mai extindem că... Deci o să vorbiți, spuneți, cu conducerea ACS să cereți. Eu să vorbesc să pentru că ați văzut. Asta, sau? Pe mine, am văzut oricât m-ați... Pe mine nu m-ați interzis. Pe mine oricât m-ați calomniat, oricât de incorrect ați redat ce am spus eu, atitudinea mea, unele... Niciodată nu am venit cu vreo interdicție de participare și nici nu o să vin. Dacă vreți, puteți să mă încercați, nicio problemă. Ne-am liniștit. Dar mai multe decât ați făcut, e greu să faceți. Deci nu ne dați concediu, da? Bună, am înțeles. Nu, vai, nu e. Că nu putem și mai rău. Nu e în regulă să se vină cu astfel de interdicții. Să înțelegem că într-o democrație fiecare trebuie să fie liber să-și exprime punctele de vedere, că sunt cinstite sau nu sunt cinstite, sunt corecte, nu sunt corecte, până se decantează totul. Eu am putut câștiga alegerile, 20 și nu mai știu câte alegeri am câștigat până acum, așa am avut parte. Nu zic slavă Domnului, zic că am avut parte de atâta calomnie cât nu știu dacă a avut cineva mai mult. Domnul primar, îmi cer scuze, o ultimă întrebare. Având în vedere că oamenii au ieșit în stradă...